Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi dezbatem un subiect tare interesant. Toate religiile au zeități care au murit și au înviat, precum Isus. Să fie pură coincidență? Religiile popoarelor din întreaga lume sunt pline de zeități care au murit și au înviat după o scurtă perioadă. Cum ar fi Asar sau Osiris în Egipt, Dionisos în Grecia, Dumuzi sau Tammuz și Inanna sau Ishtar în Mesopotamia, Baal în Canaan sau Baldr în Scandinavia. Des întâlnite erau și nașterile din fecioară, de genul celei descrise de evangheliștii Luca și Matei. De exemplu, zeul frigian Atis s-a născut din fecioara Nana, care a rămas însărcinată după ce i-a căzut în sân un sâmbure de migdală sau de rodie. Pentru tibetani, Buddha a coborât din cer și a pătruns în trupul fecioarei Maya, sub forma unei raze în 5 culori. În autobiografia sa, regele Sharukinu, Sargon cel Mare, scria că mama lui era o neprihănită preoteasă atunci când l-a născut. Despre Genghis Khan se spune că purcedea dintr-o fecioară nevinovată. În Kalevala, epopeea națională finlandeză, fecioara Ilmatar a fost fecundată de vânt, născându-l astfel pe eroul Väinämöinen. Tot aici, fecioara Marjatta a născut după ce a înghițit o afină. Vechii locuitori ai peninsulei Yucatan îl adorau pe mântuitorul Bacab, născut din neprihănita fecioară Chiribas. Bacab era a doua persoană dintr-o trinitate divină, a fost încununat cu o coroană de spini, a fost răstignit pe o cruce de lemn și a înviat după 3 zile. Tot la indienii mexicani, fecioara Coatlicue a pus în sân o bilă cu pene, rămânând astfel gravidă. Pe lângă aceste nașteri, mai există multe altele considerate miraculoase, chiar dacă nu implică fecioare. Pe peretele templului din Luxor a fost înfățișată nașterea faraonului Amenhotep al III-lea, cu aproximativ 1.5 mileniu înainte de apariția creștinismului. Din imaginile de pe perete, ies în evidență următoarele. Zeul Tot o înștiințează pe Mutemuia că în curând va naște un copil, zeul Amun pătrunde în ea luând forma faraonului Tutmosis al IV-lea, în prezența zeițelor Selkiet și Neit. Iar după naștere, pruncului se închină zeii și oamenii, care îi aduc daruri. Din imagini nu lipsește Ankul, crucea egipteană, simbolul vieții eterne. Când regele Oinopion le-a cerut zeilor un fiu, Zeus, Poseidon, Dionisos și Hermes au urinat în pielea boului care le-a fost sacrificat, au îngropat-o, iar după 9 luni s-a născut din ea Orion. Hera se lăuda că i-a născut pe Ares și pe Hebe, fără ajutor bărbătesc, iar Zeus că i-a născut singur pe Atena și pe Dionisos. În Egiptul antic, Neit l-a conceput singură pe Ra. La perși, zeul Ormuzd a trimis un arhanghel care a adus Duhul Sfânt într-o tulpină de plantă pe care i-a dat-o unei femei spre păstrare. Corpul ei s-a împreunat cu Duhul, astfel născându-se profetul Zarathustra. În China, când monstrul Qi Lin s-a apropiat de mama lui Confucius, ea a scos din gură o piatră prețioasă din care a fost zămislit filozoful. Proteus, unul dintre zeii mărilor la greci, i s-a arătat mamei lui Apolonius din Tiana, spunând că vrea să se întrupeze în ea. Odată femeia a visat niște lebede care îi cântau și când s-a trezit a născut în timp ce cerul era brăzdat de fulgere. Acest Apolonius a fost cinstit chiar și de creștini. Împăratul roman Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus, așezându-i în secolul al III-lea chipul în casa de rugăciuni, alături de cel al lui Isus. Mama lui Octavius Augustus s-a îmbătat și a dormit în templul lui Apolon. În acest timp, un dragon s-a apropiat de ea, iar peste 10 luni s-a născut Octavius, primul împărat roman. Atenienii credeau că Perictiona l-a născut pe Platon în urma relațiilor ei cu zeul Apolon. Același zeu era considerat și tatălui Publius Cornelius Scipio Africanus.
Despre Alexandru Macedon se spunea că ar fi fost fiul lui Zeus sau al lui Dionisos, care se împreuna cu Olimpias, soția lui Filipos al doilea al Macedoniei, sub formă de șarpe sau dragon. Și exemplele pot continua. Evanghelistul Matei ne spune că viața lui Isus a fost pusă în primejdie încă de la naștere, când regele Irod a hotărât să fie uciși toți pruncii din Betleem. Putem considera acest episod pură fabulație, mai ales deoarece că nu există nici la ceilalți evangheliști, nici la istoricii vremurilor respective. Nici dacă ar fi fost o întâmplare reală, nu ar fi fost una spectaculoasă, deoarece în acea vreme Betleemul număra aproximativ 1000 de locuitori, copiii până în 2 ani fiind în jur de 20. De ce a inventat Matei această poveste? Pentru a sublinia măreția unui zeu sau a unui erou? Deoarece, pentru a sublinia măreția unui zeu sau a unui erou, povestea sa trebuia să fie presărată de pericole, peste care respectivul să treacă. Anticii au folosit această tactică de foarte multe ori. Tiparul este aproape întotdeauna același. Nașterea zeului sau eroului era profețită. Un personaj negativ încerca să ucidă pruncul, iar planul diabolic eșua. Vom vedea în continuare câteva exemple pentru a înțelege acest procedeu de hiperbolizare menit să crească importanța eroilor umani sau divini. Povestea uciderii pruncilor din ordinul lui Irod este copia episodului veterotestamentar în care faraonul din vremea lui Moise a hotărât ca toți nou-născuții de parte bărbătească a izraeliților să fie uciși. Moise a fost ascuns de mama sa într-un coșuleț și lăsat pe apa Nilului. Această poveste este, la rândul ei, copia celei a fondatorului Imperiului Acadian, Sargon cel Mare, care a fost lăsat într-un coșuleț pe râul Eufrat de către mama lui pentru a nu fi ucis. În Egipt, pruncul Horus a fost ascuns printre trestiile de pe malul Nilului de teama unchiului său Set. La greci, semizeul Perseus a fost lăsat pe mare într-o ladă, împreună cu mama lui, din ordinul bunicului său, regele Acrisios. Zeul Ouranos și-a închis copiii în Tartar, de teamă că îl vor detrona. După ce i-a luat locul tatălui său, titanul Cronos a fost blestemat să aibă același destin. Prin urmare, și-a înghițit copiii, însă cel mai mic dintre ei, Zeus, a fost salvat. În Persia, când s-a născut profetul Zarathustra, a cărui naștere fusese prorocită cu 3000 de ani înainte, niște ucigași au încercat să-l omoare, însă un înger i-a sfătuit părinții să se ascundă într-un alt ținut. Înaintea nașterii lui Krishna, se prevestise că el va nimici răul de pe pământ. S-a născut într-o temniță, unde mama sa fusese închisă de către fratele ei, regele Kansa, care a poruncit ca toți pruncii să fie uciși. Însă un glas din cer a sfătuit-o pe mama lui Krishna să treacă peste fluviul Diamna pentru a salva copilul. Astyages, regele mezilor, a avut două vise neobișnuite, care pentru ghicitorii săi însemnau că va avea un nepot care îi va lua tronul. Copilul numit Kurush sau Cyrus, viitorul împărat al Imperiului Persan, a fost salvat de la moarte în mod miraculos. Strămoșii romanilor, Romulus și Remus, au fost salvați de la moarte de către o lupoaică. Într-o legendă arabă, Nimrod a văzut pe cer o stea ciudată, despre care astrologii săi au spus că vestește nașterea unui prunc care va deveni căpetenia unui popor ce va conduce lumea. Regele a poruncit ca toți pruncii de parte bărbătească din regatul său să fie uciși. Viitoarea mama copilului a fost prevenită de pericol și a fugit în altă țară, născându-l pe Avram într-o peșteră. Chiar dacă nașterile miraculoase și învierea erau des întâlnite în religiile lumii, asta nu dovedește că povestea lui Isus reprezintă un plagiat. S-a observat că există asemănări între zeul creștinilor și multe divinități solare, așa cum este Sol Invictus al romanilor. Chiar și data nașterii lui Isus, 25 decembrie, era ziua în care se sărbătoreau zeitățile solare în întregul Imperiu Roman.
Ritualurile creștine sunt copii ale altora păgâne. Împărtășania a fost preluată din religia zeului Mitra, iar botezul din cel al divinităților acvatice, fiind practicat în Sumer, Egipt, Babilon, Canaan sau India. Mitra papală chiar poartă numele aceluiași Mitra și forma de pește a zeului Oanes. În primele veacuri ale creștinismului, se indica drept loc al nașterii lui Isus o peșteră din Betleem, care anterior fusese considerată locul nașterii zeului Tamuz. Asemănările dintre legenda lui Isus și cele ale altor zei ori eroi ai antichității de obicei nu este comentată de reprezentanții bisericii, care dau foarte rare explicații, de cele mai multe ori aberante. De exemplu, martirul Justinianus a explicat asemănarea dintre istoria lui Perseus și cea a lui Isus prin faptul că diavolul, știind că Hristos va veni curând pe pământ, a ticluit lucrurile astfel ca toate minunile să aibă loc înainte de sosirea lui. Tot Justinianus a explicat și asemănarea dintre împărtășania creștină și cea din religia lui Mitra. Duhurile rele, imitând acest ritual, au încetățenit împărtășania și în misteriile lui Mitra. Cel mai evident caz de plagiat, care nu poate fi pus pe seama vreunei entități malefice, oricât și-ar fi dorit asta Justinianus, îl reprezintă episodul învierii lui Lazar din Evanghelia lui Ioan. Dacă ar fi fost un personaj real, Lazar s-ar fi numit El-Azar. El înseamnă zeu în ebraică, iar Azar este o transliterare a numelui zeului egiptean Asar, Osiris. Prin urmare, El-Azar se traduce corect ca zeul Asar, zeul Osiris. În mitologia egipteană, Isis l-a înviat pe zeul Osiris. În cea creștină, Isus l-a înviat pe cel numit zeul Asar, Lazar, ceea ce nu poate fi o coincidență. Am putea spune, de asemenea, că povestea lui Isus a fost inspirată și din cele ale altor personaje biblice. Episodul uciderii pruncilor din ordinul lui Irod este identic cu cel al lui Moise, iar doi profeți veterotestamentari au înfăptuit miracole asemănătoare celor ale zeului creștinilor, Ilie și Elisei. Ilie sau Eliahu a înmulțit făina și unde lemnul unei văduve din Sarepta, încât să nu se consume până la sfârșitul secetei. I-a înviat copilul și a despărțit apele râului Iordan la fel ca și Moise. Discipolul său, Elisei, a despărțit apa în același mod, a înmulțit unde lemnul unei văduve și mâncarea unor lucrători pe câmp, a înviat un copil și a vindecat un lepros. Însă, asemănările mitului lui Isus cu cele ale altor personaje pălesc în fața celei mai importante. Zeul creștinilor este copia divinității numite de sumerieni Enlil. Legendele incașilor din America de Sud spun că, după potop, pământul se afla în beznă din cauza dispariției soarelui. Societatea era sfâșiată de dezordini, iar oamenii sufereau. După cum nota Harold Osborn în cartea South American Mythology, apărută în 1968, atunci a apărut dintr-o dată, venind de la sud, un bărbat alb cu o statură impunătoare și o atitudine autoritară. Acest om avea o putere atât de mare încât transforma dealurile în văi și din văi ridica dealuri înalte, făcând apa să curgă din piatră. Acest personaj, care le-a oferit oamenilor cunoștințele necesare unei vieți civilizate, a fost numit de popoarele andine Viracocha, Ila, Huracocha, Con, Contici, Contiki, Tunupa, Tapac sau Tupaca. Lui se atribuie introducerea în Peru a unor cunoștințe variate de medicină, metalurgie, agricultură, creșterea animalelor, artă, scriere, o înțelegere complexă a principiilor ingineriei și arhitecturii. Pe lângă om de știință, arhitect, sculptor și inginer, Viracocha era de asemenea învățător și vindecător. Se spune că pe oriunde trecea îi vindeca pe toți cei bolnavi și le reda vederea celor orbi. Într-o legendă consemnată de Harold Osborn în aceeași carte menționată,
Viracocha mergea însoțit de o suită și le vorbea băștinașilor cu dragoste, numindu-i fiii și fiicele lui. Peste tot pe unde trecea înfăptuia minuni. Pe bolnavii îi vindeca printr-o simplă atingere. Vorbea orice limbă mai bine decât localnicii, care îl numeau Tunupa, Tarpaca, Viracocha Rapacha sau Pachacan. Un personaj care a venit într-o vreme de haos pentru a readuce lumea pe calea cea dreaptă, care făcea minuni, vindeca bolnavi, răspândea mesaje de iubire și a fost considerat zeu, seamănă izbitor cu Iisus al creștinilor, chiar și la înfățișare. Cronicarul Juan de Batanios afirma în istoria și legendele incașilor din secolul al XVI-lea că indienii îl descriau pe Viracocha ca fiind un bărbat înalt cu barbă, înveșmântat într-o robă albă care îi ajungea până la pământ și pe care o purta strânsă cu o centură pe talie. Într-un mit consemnat de John Heming, în volumul The Conquest of the Incas, Tunupa Viracocha era un bărbat alb, înalt de statură, a cărui înfățișare și prezență stârneau mare admirație și respect. Alte legende ale peruanilor, culese de același Harold Osborn și publicate în South American Mythology, îl descriu pe zeu ca fiind un bărbat alb cu înfățișare augustă, cu ochi albaștri, cu barbă, era sobru, puritan și predica împotriva beției, a poligamiei și a războiului, ce purta o cămașă fără mâneci care îi ajungea până la genunchi. Un bărbat alb cu o statură impunătoare și o atitudine autoritară. Sau un bărbat slab, de statură medie, cu barbă, îmbrăcat într-o mantie destul de lungă. La fel ca Iisus, Viracocha călătorea înconjurat de adepți. O legendă susține că zeul era însoțit de discipoli de două feluri, Huaminca, soldații credincioși, și Haihuaypanti, cei strălucitori. Rolul lor era de a purta mesajul zeului în toate colțurile lumii, la fel ca apostolii lui Iisus. Enciclopedia de mituri și legende, Oceania, Australia și Americi, din 1978, îi numește Viracochas pe acești însoțitori. Iată, atunci, Con-Tichi și-a adunat adepții care se numeau Viracochas și Con-Tichi le-a poruncit tuturor Viracochas, în afară de doi, să o ia spre est. Aceeași denumire este folosită și în miturile adunate de Harold Osborn. Așadar, acei Viracochas au plecat în provinciile în care îi trimisese Viracocha. O poveste asemănătoare este consemnată în Evanghelia lui Luca, unde Iisus a trimis 70 de apostoli înainte, cu el rămânând doar 12. Iar după acestea, Domnul a ales alți 70 și a trimis câte doi înaintea feței sale în fiecare cetate și loc, unde însuși avea să vină. După ce și-a trimis adepții înainte, așa cum nota antropologul și lingvistul american John Alden Mason, în volumul Civilizația veche din Peru, Viracocha însuși, cu cei doi adjuncți ai săi, au călătorit spre nord. Au mers de-a lungul cordilierei, unul dintre adjuncți pe drumul de pe coastă, celălalt pe la marginea pădurilor răsăritene. Creatorul s-a dus la Urcos, lângă Cuzco, unde a poruncit viitoarei populații să iasă dintr-un munte. A vizitat Cuzco, apoi și-a continuat drumul spre nord către Ecuador. Acolo, în provincia Manta, și-a luat rămas bun de la poporul său și, mergând pe valuri, a dispărut în largul oceanului. După părerea creștinismului, singurul personaj care a mers pe apă a fost Iisus, așa cum susțin evangheliile. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus umblând pe mare, ne spune Matei, și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei, aflăm și de la Marcu. După ce au vâslit, deci, ca la 25 sau 30 de stadii, au văzut pe Iisus umblând pe apă și, apropiindu-se de corabie, ei s-au înfricoșat, aflăm și din Evanghelia lui Ioan 6:19. Juan Díez de Betanzos, în Suma Inarasión de Los Incas, are o altă variantă a întâmplării, însă cu același final miraculos. Viracocha a plecat pe drumul său, chemând la el rasele de oameni. Când a ajuns în districtul Puerto Viejo,
i s-au alăturat cei pe care îi trimisese înainte și după ce s-au reunit, a plecat pe mare împreună cu ei. Se spune că el și oamenii lui mergeau pe apă la fel de ușor cum ar fi mers pe uscat. Din nou întâlnim miracolul mersului pe apă, de această dată nu doar la zeu, ci și la adepții săi. N-ar trebui să ne mire prea mult că Biblia narează un eveniment asemănător. Apostolul Petru a mers și el pe apă, dar din pricina îndoielii s-a scufundat. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus, Evanghelia lui Matei 14:29. Incașii mai susțineau că Viracocha, zeul identic cu Iisus atât prin fapte cât și prin aspectul fizic, a venit printre ei la scurt timp după potop, adică cu multe milenii înainte de presupusa nașterea lui Iisus. Ceea ce exclude posibilitatea ca incașii să se fi inspirat cumva din Noul Testament. Conchistadorii chiar au rămas surprinși când au descoperit similitudinile dintre religia indigenilor și cea a creștinilor. Viracocha, zeul suprem al incașilor, era numit de sumerieni Enlil, Adad și Ishkur, Set și Atum de egipteni, Raman de acadieni, Baal-Hadad și Eli de cananeeni, Zeus de greci, Odin de scandinavi și Vishnu de hinduși. Deși miturile îl prezintă ca fiind un zeu războinic, aprig, ca o furtună, autoritar și nemilos cu dușmanii săi, Enlil era privit de strămoșii noștri ca o divinitate benefică, protectoare a omenirii. Soarele, lumina, ziua, estul și partea dreaptă, asociate cu Enlil, reprezintă binele, în timp ce luna, întunericul, noaptea, vestul și partea stângă, asociate cu Enki, semnifică răul. De asemenea, elementele naturii aflate în antiteză au fost asociate cu aceiași doi zei, pământul și apa, erau domeniile lui Enki, iar aerul și focul ale lui Enlil. Era numit Taur sau Leu, epitete care indică rolul său de zeu conducător, dar și forța sau ferocitatea sa. Fiind un zeu care venea din cer, pasărea a devenit simbolul său, indiferent dacă vorbim despre vulturul lui Zeus, despre cel al lui Vishnu, ori despre corbii lui Odin. Rege al pământului și moștenitor al împărăției cerurilor, asociat cu furtuna datorită caracterului său războinic, Enlil era fiul ascultător, cel care făcea voia tatălui său. Pentru hinduși, Vishnu sau Enlil s-a reîncarnat în Krishna, iar pentru budiști, în Siddhartha Gautama sau Buddha, ale căror povești sunt asemănătoare pe alocuri cu cea a lui Isus. Nașterea lui Krishna a fost una miraculoasă, fiind conceput nu prin contact sexual, ci prin transmisie mentală, venirea sa în lume fiind profețită cu mult timp înainte. Viața i-a fost amenințată la naștere când regele Kansa a poruncit ca toți pruncii să fie uciși, fiind salvat de un glas din cer, care a sfătuit-o pe mama lui să treacă peste fluviul Diamna și să fugă. Krishna a fost un prinț, devenind mai apoi rege, care a umblat prin India înconjurat de adepți, a propovăduit pacea și iubirea, a vindecat bolnavi și a înviat morți. S-a retras în deșert, unde a fost ispitit de un demon. La un moment dat a fost și păstor, așa cum îl prezintă icoanele hinduse, dar și un războinic feroce. Înainte să moară, a anunțat că se va întoarce pentru a distruge răul. Nașterea lui Buddha, de asemenea miraculoasă, a fost stabilită cu aproximativ 5 secole înaintea celei a lui Isus și profețită cu mult timp înainte. Regele zeilor a intrat în corpul fecioarei Maya sub forma unei raze în 5 culori, a lăsat-o însărcinată, iar ea i-a dat naștere prințului Siddhartha Gautama. Prințul a fost un simplu om până la vârsta de 18 ani, când s-a transformat în Buddha. S-a retras în pustiu, unde a fost ispitit de demonul Mara, a umblat prin țară înconjurat de adepți, a propovăduit pacea și iubirea, a vindecat bolnavi și a înviat morți. Înainte să moară, și-a anunțat adepții că se va întoarce pentru a distruge răul.
Dacă Buddha și Krishna erau reîncarnări ale lui Vishnu, în Evangheliile canonice, Sfântul Duh a pătruns în trupul lui Isus. Și el a fost ispitit de un demon, a străbătut țara înconjurat de adepți, a propovăduit pacea și iubirea, a făcut miracole și a promis că se va întoarce pentru a distruge răul. În plus, în Bhagavad Gita, Krishna spunea că se întrupează de câte ori legea slăbește și se întărește nelegiuirea. În Evanghelia lui Matei, Iisus declara să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. O idee asemănătoare cu cea a zeului indian. Iar aceste asemănări remarcabile în viețile celor trei nu pot fi puse pe seama întâmplării. Și mai sunt și alte exemple, prietenii, dar mă opresc aici cu promisiunea că voi reveni asupra acestui subiect. Până atunci vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!